Da, bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt Elena Stoica, printre altele sunt și președinta Asociației Confecționerilor din România și pornind de la businessul meu am să-mi permit să extrapolez lucrurile și să vorbesc și în numele aparte din colegii mei. Ce să vă spun? Am privit întotdeauna cu optimism, dar nu cu un optimism necontrolat, tot ceea ce se întâmpla în jurul nostru. Am trecut prin etape fără precedent, pentru că așa s-a întâmplat cu toată lumea. Dar vreau să vă spun că au fost cu adevărat câteva momente când nu am știut ce să facem, cum să reacționăm în faza acestei pandemii universale care într-un final ne-a pus și pe noi pe mari gânduri. Și în timp ce vorbeam cu salariații mei, cei aproape 3-400 de salariați, că e un moment dificil și că trebuie să ne păstrăm echilibru și să fim puțin raționali în tot ceea ce vom face, le-am cerut la momentul respectiv să rămână, să ne terminăm comenzile, pentru că, iată, noi suntem o capacitate de export, am făcut volume impresionante de mărfuri destinate exporturilor. Toate comenzile care erau la momentul respectiv în derulare erau pentru diversi clienți din țări europene și nu puteam să lăsăm lucrurile, să le abandonăm și să fugim. Pentru că vreau să fac o mențiune care mie mi se pare foarte important de știut. Marea majoritate a producătorilor din România nu și-au oprit activitatea din cauza acestei pandemii. Și vă rog să mă credeți, nu pandemia a fost elementul principal pentru care mulți dintre noi și-au închis porțile. Noi ne-am oprit la un moment dat după ce comenzile noastre s-au oprit, după ce piața de consum a căzut dramatic. Pentru că trebuie să recunoaștem, toți cei care suntem angrenați în acest fenomen de producție, suntem puși în mișcare de piața de consum. Iar atâta vreme cât această piață de consum nu funcționează, nu revitalizăm, nu găsim măsurile necesare de a începe cererea să existe cu adevărat, de fapt, dacă îmi permiteți, consider că motorul la momentul de față a repunerii ciclurilor normale este cererea de pe piața de consum. Acum revenind puțin, că vă spuneam, am cerut salariaților mei să continuăm produsele care, vă mărturisesc, am terminat acele comenzi care și acum se află în depozitele noastre. Dovadă că piața încă este înghețată. Începem să primim semnale mici. Dar l-am terminat și în timp ce am terminat, am spus, nu putem să ne lăsăm lăsați de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Hai să vedem dacă putem să ne reinventăm. Haideți să găsim soluții. Pentru că eu cred că pe un antreprenor asta îl caracterizează. Spiritul de a nu se opri, spiritul de în orice moment de a găsi soluții, că pe tavă nu ne se oferă absolut nimic. Și dacă nu ai acest sâmbure în tine, ca să-ți asumi și riscuri majore, deci știți cum zicem așa puțin sub o formă de glumă, că noi antreprenorii le căutăm și binele, căutăm și răul, pentru că altcumva am intrat într-o monotonie. Și încercând să căutăm soluții, uitați, în prima fază, din solidaritate pentru ceea ce se întâmpla în țara românească vis-a-vis de lipsa de materiale de protecție, de materiale sanitare, am spus, rămânem, facem din materiale ce avem și donăm. Deci am trecut, fără să ne dăm seama, la un alt tip de produs. Efectiv, credeți-ne, ne-am reinventat și dintr-o joacă, dintr-un sentiment de apartenență a unei țări care începea să intre într-o mare problemă, am zis ne alăturăm și contribuim și noi cu ce putem. Iar de atunci am trecut pe
pe producția de materiale de protecție și materiale de uz medical, respectiv îmbrăcăminte de spital, tot felul de alte articole de protecție, de la mască, halate, combinizoane, tot ce înseamnă această îmbrăcăminte, și am reușit să depășim acest moment la modul în care ne-am ținut parte din salariați, la modul în care, după ce am început să ne creștem producția în această direcție, am chemat oamenii care i-am trimis inițial în șomaj tehnic înapoi, la modul în care acum suntem iarăși pe un trend bun și ne gândim chiar la ideea de a începe să reangajăm oameni. Pentru că în paralel cu ceea ce facem și acum, vreau să vă spun, deci îmbrăcăminte medicală, încep clienții noștri ușor, ușor să ne tatoneze. La modul în care mai existați, fraților, și aici vreau să fac un apel, aici vreau să avem împreună o inițiativă și să ne susținem, pentru că pentru exportatorii României, vreau să vă spun că acel program de la nivelul Ministerului Industriilor de promovare a exportatorilor, pe moment acel program este blocat. Zilele trecute a fost un consiliu de export unde domnul ministru și-a manifestat intenția de a-l repune. Este important să ne vadă Europa, să ne vadă lumea că existăm. E importantă imaginea pe care noi o transmitem în exterior, pentru că da, sunt foarte binevenite toate măsurile luate de guvern și le salutăm și le îmbrățișăm. Dar trebuie să ne gândim la ceea ce noi, ca și antreprenori, ca cei care suntem în întreprinderi, în IMM-uri sau întreprinderi mari, la obiectele noastre de activitate, că produsul pe care noi îl facem este destinat exportului, e destinat unor piețe de consum, e destinat livrărilor intracomunitare. Deci dacă noi nu avem această deschidere, dacă noi nu ne ducem către piețele de consum să le arătăm existăm, degeaba ne susțin toți oamenii ăștia cu IMM Invest, cu tot felul de măsuri, dacă noi continuăm să facem un produs pentru care nu avem piață de desfacere. Deci, ca și propunere clară, aș dori să găsim o modalitate, pentru că, din punctul meu de vedere, CONAF este o federație puternică. O federație care a convins, o federație care a arătat că, iată, și în stare de alertă, face ceva. Să găsim o soluție de a fi membră în acest Consiliu de Export al României și împreună să putem susține aceste programe care trebuiesc derulate. Noi nu avem alte posibilități. Știți cum este? De unii singuri încercăm și facem tot ce ține de noi. Și credeți-mă, toți avem interes să mergem mai departe. Motiv pentru care nu ne-am pus pe poziție de așteptare. Dar atunci când avem posibilitatea ca împreună să ne formulăm idei clare, deci a susținerea unui lucru care este mai mult decât evident necesar pentru ceea ce înseamnă mediul de afaceri și cei care fac export, când susținem împreună, are o altă greutate. Și cred cu tărie că, indiferent de situația prin care trece România, poate din lipsuri de fonduri, poate, nu vreau eu să-mi dau cu părerea, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că aceste programe de promovare a exportatorilor României, și nu mă refer numai la industrie ușoară, la ramura de activitate pe care o reprezint, mă refer la toți exportatorii României. Vreau să vă spun că au fost câțiva ani în care acest program a funcționat mereu cu năbădăi, dacă îmi permiteți. Tot timpul a fost sus-jos. Dar a fost un an când, din cauza unor întârzieri de semnături, România n-a participat la un mare târg de alimente și a fost o mare rușine. Toată lumea căuta standul României și nimeni nu-l găsea.
România n-a putut să participe la un târg de industrie ușoară și în locul României erau puși europaleți. Adică s-au întâmplat momente care, cum să vă spun, pe de o parte, de ce să nu recunosc, m-au bucurat că am văzut că la târgurile respective clienții căutau România. A fost un moment în care cu adevărat mi-am dat seama, bă, uite, ne caută. Bine, nu eram, era o mare durere. Dar ideea, ei ne căutau România. Trebuie să dăm posibilitatea tuturor exportatorilor din România să participe și să se arate, să vadă că existăm.